Bună și bine v-am găsit la România via Cluj. Astăzi vorbim cu doamna Sabotiunte, proprietara magazinului Fermat de Păpuși, de care poate ați auzit în ultima vreme și care este, să zicem, rising star aici în Cluj și face lucruri pentru copii, dar și pentru adulți, să zicem. Niște obiecte foarte speciale, aș zice eu. Bine v-am găsit! Bună ziua, bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație! Cu drag! Cum a început pasiunea dumneavoastră? Pasiunea mea, nici nu știu de unde să încep, cred că din copilărie. Deci eu când eram copil îmi plăcea foarte mult să fac lucru manual. Nu știu dacă știți, dar pe vremea mea în școală mai făceam ore de atelier. Asta a fost în secolul trecut. Și mie mi-a plăcut foarte mult lucru manual, tricotam, croșetam, fetele, deci era ceva ce îmi plăcea și ieșea ceva frumos de sub mâna mea. Eram preferata doamnei profesoare. Deci de atunci a început să-mi placă lucru manual. Mai apoi, în tinerețe, când eram deja adult, de fapt, l-am cunoscut pe soțul meu, care este păpușar. Și prin el, eu am început să iubesc păpușăria. Am fost foarte mult cu el la teatru, am avut niște proiecte împreună, am făcut păpuși, chiar și decor pentru spectacole de teatru de păpuși. Și atunci am observat că îmi face plăcere, deci a fost un lucru foarte frumos și atunci am realizat că mie îmi place păpușăria, de fapt. Care este elementul care v-a atras inițial cel mai mult la această artă? Care este, nu am înțeles. Ce anume v-a plăcut cel mai mult? Adică, când ați început, ce anume v-a atras și v-a determinat să spuneți, da, o să fac asta cu viața mea? Deci, nu chiar atunci mi-am dat seama că asta o să fac. Deci, eu am început să fac lucruri manuale, lucruri de artizanat după ce s-au născut copiii. Am hotărât cu soțul meu împreună că nu mă duc să lucrez 8 ore undeva, mai bine încerc să fac ceva de acasă, să fiu mai mult cu copiii și să fac ceva care să mai contribuie la cele de toate zilele. Și am început să fac diferite coșulețe din hârtie, tot felul de ornamente, coronițe și odată, într-o zi, i-am făcut băiețelului meu o broscuță, am avut ceva materiale rămășițe pe acasă și i-am făcut o broscuță băiețelului meu să se joace. Și a ieșit destul de bine, i-a plăcut copilului, s-a jucat și soțul meu a spus, uite, vezi, asta e foarte, o chestie foarte faină, mai fă din astea, încearcă să faci și alte modele. Și așa am început să fac păpușile astea, tip Muppet, și le-am pus pe masă lângă celelalte chestii pe care le-am vândut, lângă coșulețe și cărți senzoriale, am pus și marionete și acestea au trecut mai bine. Deci acestea s-au terminat și restul a rămas. Am văzut că este cerere pentru așa ceva și atunci m-am axat pe acestea. Am încercat să fac mai multe modele, să fac mai multe, diverse, să le fac mai frumoase, să le îmbunătățesc cumva, pentru că este cerere pentru așa ceva la noi. Avem aici niște exemple. De exemplu, acesta este unul dintre primele, mi-ați spus. Da, broscuța e chiar prima care s-a născut. Bine, atunci nu arăta așa, era diferită decât aceasta, dar ea era prima. Mm-hmm. Și observ că următoarele modele sunt un pic mai, să zic așa, inspirate și din fantezie. Da, pentru că lucrând cu aceste materiale și făcând aceste păpuși, adică îți vin idei. Mie cel puțin mi-au venit idei și am încercat mai multe marionete. Bine, și soțul meu zicea că, uite, poți să încerci să faci o vulpe sau încearcă să faci nu știu, un lup. Copiii veneau și spuneau, mamă, încearcă să faci, uite, un animal din ăsta, că le-ar plăcea sigur la mulți copii. Și așa, lucrând și gândindu-mă, inspirându-mă din alții, am încercat și am făcut mai multe modele. Și bineînțeles le-am și îmbunătățit pentru că și materialele sunt altele decât erau la început. Acum se pot spăla, deci nu sunt mai... Au evoluat și ele cu timpul. Mm-hmm. Și vreau să vă întreb, deci ați spus că prima oară
i-ați făcut fiului dumneavoastră și vreau să vă întreb dacă credeți că marionetele pot să influențeze cumva creșterea unui copil și educația lui și poate să-i stârnească curiozitatea și creativitatea. Bineînțeles, aceste păpuși, pe lângă faptul că sunt frumoase, haioase, colorate, ele au un rol educativ în viața unui copil, pentru că le stimulează fantezia, le dezvoltă limbajul și îi ajută să-și exprime sentimentele. Foarte mulți copii nu spun ce simt, dar cu ajutorul cu o păpușă pe mână îți mai îndrăzneți și prin păpușă ei spun sentimentele și exprimă sentimentele față de părinți. Poate să aibă și rol, deci și părinții îi pot folosi ca și o unealtă, pentru că sunt, am clienți care spuneau că le ajuta foarte mult, pentru că, de exemplu, dacă broscuța mănâncă, atunci și copilul va mânca. Dacă broscuța se culcă și face nanii, sigur și copilul se va culca și va fi mai ascultător. Asta din experiență și din spusele clienților pot să vă spun că așa este. În afară de asta o folosesc și logopezii. Sunt modele pe care au dinți în față, jos, și logopezii ajută pe copii să exprime corect. Uh-huh. Am mulți care cumpără logopezi din așa ceva și au succes cu ele. Da, mă gândesc că au succes. Mi se pare o idee minunată decât poate metoda clasică. Sunt sigură că copiii se bucură mult mai mult când poate și ajung cumva să se identifice într-un fel cu păpușa. Așa este. Și copiii, dar să știți că mai nou și părinții se bucură, pentru că este un alt fel de, adică o jucărie mai aparte. Nu are butoane și copilul trebuie să-și pună mintea în acțiune când ia o păpușă pe mână. Pentru că el se gândește, poate spune o poveste, poate cântă ceva. Deci este un lucru care îi stimulează mintea și creativitatea. Mm-hmm. Mai ales acum în prezent, când foarte mulți copii poate mai mult se joacă pe telefon sau doar se uită cum alții fac lucruri. Așa este. Deci este un lucru bun pentru copilași. Și mai nou și tineretul își cumpără. Am observat, vin tinerii și își cumpără cadou. Ca un cadou haios sau ca o amintire sau ceva. Și perechile își cumpără. Deci este un lucru frumos și mă face fericită că văd că tot mai multă lume se interesează de aceste păpuși. Există vreun model care e mai popular? Lupul, de exemplu, este foarte apreciat de băieți. Este pe primul loc, cred, pentru băieți, lângă, nu știu, dinozauri și crocodil. La fete, unicornii, vulpițele sunt foarte apreciate. Și, bineînțeles, tot timpul încerc să scot și modele noi. Acum, de exemplu, Liliacul este ceva nou, care este cumpărat ca și suvenir din Cluj. Transilvania. Da, Transilvania, exact, da. Și tot timpul mă străduiesc să fie nou, pentru că am clienți care își fac colecții, deci sunt copii care au deja mai multe și din când în când vin și se uită, aveți ceva nou. Deci trebuie să le ofer și lor tot timpul ceva ca să-și poată pune lângă colecție. Ce fain. Vreau să vă întreb, că ați spus că vin și adulți și turiști, și a venit un cântăreț străin care a venit la Electric Castle și vreau să vă întreb cum a fost pentru dumneavoastră experiența asta să vină cineva care să aprecieze ceea ce faceți și cumva să expună munca dumneavoastră. Da, acest fapt m-a emoționat foarte mult, dar doar ulterior, din păcate, pentru că eu nu știam cine este domnul care a intrat la mine în magazin. Deci când a venit, eu am crezut că este un turist, vorbea în limba engleză, se uita la păpuși și își căuta ceva care să-i placă, a cumpărat 3 bucăți. Eu m-am bucurat foarte tare, pentru că suntem la început cu magazinul de pe strada Boiei și seara acasă am aflat că cine era la mine în magazin. Prietenele mi-au trimis pe Facebook mesaje că uite,
cine vorbește despre tine și cine este, că nu știu, zice, este un cântăreț american foarte cunoscut și apreciat de toți. Și atunci am început să mă uit pe pagina lui de Facebook și am văzut postarea pe care a scris-o, deci chiar și acum am pielea de găină, pentru că a fost un lucru minunat pentru mine și m-am bucurat și mulțumesc lui Dumnezeu că mi l-a adus în cale și astfel mai multă lume a aflat de mine și de păpușile pe care le realizez. Deci este un lucru minunat. Cred că și el a observat pasiunea dumneavoastră și faptul că cumva sunteți sinceră când le faceți și practic vreți să, ca și alți oameni, să vadă arta asta. Și vreau să vă întreb ce planuri aveți pe viitor și în momentul de față unde vă găsim? În momentul de față mă găsiți la Julius Mall, pe culoarul Oșanului. Avem un stand care este, deci acolo avem contract până în noiembrie. Acum nu știu mai departe cum va fi, dar deocamdată ne găsiți acolo, ne găsesc clienții acolo. Avem un magazin pe strada Boiei la numărul 2, este partea dinspre Eroilor. Și mai urmează câteva târguri mai mari unde lumea știe că mă duc și trebuie să fiu și acolo prezentă. Acum în august urmează zilele maghiare din Cluj, în perioada 18, adică nu 17-20, dacă nu mă înșel. După aceea o să mergem și la Târgu Mureș, acolo este Vâltoarea, iarăși este un târg și un eveniment destul de mare unde vin și din alte orașe. Mai apoi în septembrie este festivalul Wonderbook, un festival de teatru de păpuși stradal care se organizează în Cluj-Napoca și acolo, deci acela este târgul anului, de fapt, că acolo vin copii pentru teatru de păpuși, sunt multe spectacole, marionete gigante, deci este un eveniment foarte, foarte frumos și colorat. Și voi participa și acolo. După care o să ne pregătim de Crăciun, pentru că anul acesta nu o să mă mai duc în căsuțe în Piața Unirii sau am înțeles că și la Sala Sporturilor va fi un târg de Crăciun. Deci cei care vor să cumpere o să mă găsească pe strada Boiei, asta este sigur. Super. Și aștept cu mare drag să vină. Vă mulțumesc că ați venit la emisiune și ne-ați prezentat pasiunea dumneavoastră și vă mai așteptăm și în viitor. Vă mulțumesc și eu foarte frumos că m-ați invitat și îi aștept pe clienți, pentru că avem peste 50 de produse. Vă mulțumesc mult, o zi bună, vă doresc toate cele bune. Mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit și ne vedem pe net.